Aș vrea să clarific două lucruri înainte cu domnul viceprimar. Înainte de a convoca a doua ședință de îndată astăzi, inițial am vrut să o convoc la orele 14, să ne rămână, și așa i-a răspuns și domnului consilier local, să ne rămână 3 ore și jumătate. Am semnat documentele și am încercat să ajungem măcar la direcția de finanțe, că o să vedeți, o să vă spun exact care sunt pașii, care sunt pașii. Și m-a rugat domnul vice, pentru că a vorbit cu alianța pe care, cu majoritatea pe care o reprezintă în Consiliul Local, să pun ședința la 17. Eu sper să avem timp ca mâine să facem toate documentele și dânsul a spus că și asumă lucrul acesta. Și al doilea lucru, și vreau să-mi confirme dacă așa a fost, da. Și al doilea lucru, mi-a spus că motivul pentru care au ieșit din ședință a fost că nu au fost trimise către majoritate, acum nu știu dacă și celelalte partide politice, nu au fost trimise de ajuns informare, documente. Este adevărat? Da, corect. Mulțumesc. Acum trec la că ține de proiectul ăsta. Vreau să vă spun, domnule viceprimar, că sunt două variante. Ori v-au mințit colegii, ori dumneavoastră mă mințiți pe mine, pentru că nu s-a ajuns nici măcar să se citească ordinea de zi ca să vedem dacă se retrag pentru proiectul de hotărâre sau nu. Dar e normal să spun lucrul acesta, pentru că ați implicat și consilierul local, deci sunt două variante. Ori dumneavoastră m-ați mințit pe mine că de aceea s-au retras ca să nu mai fie quorum, ori consilierii locali v-au mințit pe dumneavoastră motivul. Fals ceea ce spuneți, domnule primar. Fals. Dacă nu, domnul păi eu vă spun care e situația și acum revin la proiectul de hotărâre. Nu a discutat nimeni de ce s-au retras consilierii. Nu, păi, vă rog, ați confirmat mai devreme că da. Haideți să nu facem dialog, vă rog. Da. Deci, mă scrieți la casa, rog pe domnul primar să nu mai facă atâtea referiri la partidele politice și la consilierii de acum din 1, 2, 3 mandate. Deci nu mai are nicio legătură. Aș vrea de asemenea să rog pe doamnele de la economic și de la fonduri europene să ne dea câteva explicații, pentru că, în esență, în asta consta. Nu a spus nimeni că blochează fondurile europene. Lipseau câteva documente, doamnele ne vor expune despre ce este vorba și totul este ok. Deci nimeni nu a spus că vrea să blocheze un fond european. Mulțumesc. Domnule viceprimar, o să fac ori de câte ori este nevoie referire la proiectele de hotărâri din Consiliul Local trecut, pentru că și acest proiect de hotărâre are legătură directă cu proiectul de hotărâre din 2019 votat de Consiliul Local. Deci vă rog frumos să nu mai încereți să încalc legea, pentru că nu am cum să nu fac referire, că este parte integrantă din proiectul de hotărâre. Da. O întrebare scurtă, dacă se poate, pentru domnul viceprimar. Ați fost prezent când s-au semnat contractele de finanțare în 1 aprilie? Am fost prezent în sală, da. Da? Da. Ați înțeles ce s-a semnat? Adică ați știut că s-au semnat contracte cu fonduri europene? Nu, că nu înțeleg de ce ați ieșit. Dacă ați fost prezent atunci, nu înțeleg de ce ați ieșit asta. Deci am fost prezent în sală, într-adevăr. Am asistat. Nu a fost pus în temă la momentul acela. Despre ce... Nu, stați un pic. Despre ce este vorba, da? Acum au venit acest proiect de hotărâre. Și am solicitat câteva detalii pentru toți colegii consilieri. Pentru că am încercat să le expun eu în câteva cuvinte, era irelevant. Dumneavoastră vreau să vadă niște hârtii. Asta este tot. Nu am înțeles. Domnul primar, aveți cuvinte. Colegii au dat toate informațiile. La fel, repet, toți consilierii care aveau toate informațiile, pentru că proiectul de hotărâre a fost votat în 2019. 1, 2, aveți dreptate, domnul consilier Raț, domnul viceprimar a fost în data de
21.04.2021 este foarte adevărat, nu minte când a, că așa mi-a spus și cred, acum văd la ceilalți consilieri locali, că a fost întrebat, iar din 21.04 până 2021, mai ales că a fost prezent la semnarea acestor contracte și s-a discutat la acea semnare de contract, avem și aici unul dintre semnatari, absolut tot ceea ce înseamnă contractul. Nu este problema mea că unii rețin și alții nu rețin. Dar după data de 21.04 până în prezent, oricine are pe orice temă, că am ieșit și v-am spus că s-au semnat contractele astea, putea să întrebe despre ce e vorba. Repet, haideți, nu faceți greșeala pe care a făcut-o legislatura trecută, Consiliul Local trecut și Consiliul Local inclusiv de acum două mandate. Să blocați fondurile europene.